trenu. Dificultate. Uite așa. Phoenix Records 2016. De când eram copil am avut și eu un vis. Mereu mă gândeam că ăsta e de neatins. Cu toții îmi ziceau să las odată rapul, că nu-i de mine tracu și oricum sună ca dracu. Și nu-mi băteam capul să le arăt că n-au dreptate. Eram la un pas de moarte, dar eu mă vedeam departe. Și n-am făcut față stresului acumulat. N-am ținut cont că-l iubesc, așa că am cedat. Am încercat din răsputeri să devin un om normal. Îmi ziceau că-s paranoic, dar eu mă credeam special. Nu știam cum să fac ca să scap de el, dar nu puteam, e imposibil. Era ca un blestem și cineva mi-a zis: ca să ajungi unde-ți dorești, trebuie să muncești ca să te perfecționezi. Și lumea o să vadă chiar dacă tu n-o să vezi, dar cel mai important în visul tău trebuie să crezi. După toate astea am zis: trebuie să mai încerc, chiar dacă nu câștig, oricum nu am ce să pierd. Încercam zi și noapte, băgam versuri ca nebunul și cu ajutorul lumii l-am creat pe bătrânul. Tot timpul notam pe coală, doar așa mă mai distram. Și în loc să mă duc la școală, plecam și înregistram. N-aveam aparatură, doar un PC și o combină și un prieten ce-mi făcea viața mai senină. Am început să evoluez, nu credeam că e adevărat, dar m-am apropiat de visul meu treptat. N-aveam bani de studio, așa că înregistram acasă. Mă demoraliza chestia că e foarte greu să-mi iasă. Încerc și tot încerc de atunci și până acum și n-am parcurs nici măcar jumate de drum. Vreau să continui cu asta până la final. Am să dau tot ce am, chiar dacă n-am să fac vreun ban. Sunt așa fericit că până acum am muncit și am crescut și acum îmi văd visul împlinit. Am știut de la început că nu trebuie să mă dau bătut, doar că am ascultat ce nu trebuia să ascult. Eram doar un copil, mi-am încercat norocul și acum sunt la stadiu în care aproape am atins potul. Ăsta nu-i vreun cântec, e povestea mea de fapt. Și acum ai aflat cum și de ce m-am apucat de rap.